Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă îți sărbătorești ziua de naștere pe 19 august, ai venit pe această lume de dragul gloriei și te străduiești să fii mereu la vedere. Ai un spirit curajos, îți dorești senzații spectaculoase, vii și te străduiești să încerci totul cel puțin odată. Cu toate acestea, Dorința născută de recunoaștere este mai puțin pronunțată decât nevoia de a face totul în felul propriu. Multe dintre acțiunile tale cele mai izbitoare sunt planificate pentru a șoca oamenii și a-i priva de complianță. A talentul de a-ți aroganța la ipocriții siguri de sine, așa că orice vărsător nu poate decât să te invidieze și să fugă de tine. De multe ori acumulezi informații fără a înțelege la început valoarea utilitară a acestora. Uneori, aceste informații nu sunt personale, ci se aplică în diverse domenii ale științelor umane sau ale științelor naturale. În acest caz, acționez ca custode zelos de informații valoroase, deocamdată, inaccesibile pentru utilizare deschisă. Cu toate acestea, după ce ai simțit un moment favorabil, tu dezvălui fapte până acum necunoscute, cu zgomot mare și fanfară, bazându-te pe o anumită recompensă pentru o ta, semnul tău zodiacal aparține constelației Leu, semnul zodiacal Leu este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități, cavalerism, dezvoltare versatilă, încredere, atractivitate, fidelitate. Fiind în mod constant sub influența soarelui, ai abilități de conducere, poți fi un lider bun. Dotată cu inteligență remarcabilă, poți ocupa poziții de conducere în cele mai înalte șaloane ale puterii. Dacă vorbesc despre calități morale, te caracterizezi prin bunătate, noblețe și onoare. Datorită naturii tale impulsive, ai tendința de a lua decizii grăbite, nu întotdeauna informate. Numai munca de zi cu zi pe tine însăți va permite să-ți direcționezi energia ta irepresibilă în direcție cea bună. Tu te consideri în mod rezonabil ca făcând parte din elita socială, ești nobilă și puternică, autoritară și egoistă. Încrederea în sine și capacitatea de a fi apreciată în societate sunt excelente, dar este util să înveți să te controlezi pentru a nu coplești pe alții. Cu toate acestea, generozitatea ta naturală te ajută? De obicei, la armonizarea relațiilor, din exterior, pare a fi o persoană căreia totul este dat fără efort, fără probleme și aproape de fiecare dată. Cu toate acestea, secretul tău constă într-o capacitate de muncă echitabilă, care te ajută la atingerea înălțimilor sociale și în carieră. Guvernatorul tău astral este soarele, de la acesta tu primești strălucirea personală și integritatea. Soarele este favorabil numărului copleșitor de profesii masculine și a celor feminine care sunt asociate cu manifestarea propriului eu. Planeta ta în exil este Uranus. Lui Uranus îi poți mulțumi pentru lipsa de independență în gândire, precum și pentru dependența de impresia celorlalți despre tine. Spre deosebire de alți reprezentanți zodiei, nu-ți place să fii în centrul atenției. Ești interesantă? plină de spirit. Ești încântată să fii invitată într-o companie, dar pentru tine este uneori prea mult. Orientată spre sine, tu suprimi alte persoane. Aceasta explică singurătatea ta frecventă. Tu ai nevoie de mai multe de la alții decât sunt dispuși să dea singuri. Poți fi orientată spre familie. Ești grijulie, atentă dar rămâi mereu proprietar, nu ești țin fidelitățile și trădările. Acțiunile tale sunt foarte greu de calculat în avans, sunt complet imprevizibile. Aceleași evenimente determină uneori o reacție opusă în tine. Este destul de firesc ca alții, știind de despre asta, să se grăbească să te încadreze în rândul unor persoane nesigure. Totuși, aceste lucruri nu este întotdeauna adevărat. Pentru a te înțelege, este suficient să trăiască alături de tine chiar și pentru o perioadă foarte scurtă de timp sau să lucreze în aceeași cameră, în beneficiul unei cauze comune. Acest lucru va fi suficient pentru ca cineva să se asigure că exaltarea externă este doar un ecran, care ascunde o natură impulsivă, gata să se sacrifice dacă circumstanțele o impun. Dacă ai ambiții mari, ești extrem de geloasă pe propria ta carieră. Având opțiuni posibile precalculate pe calea spre progresul către succes, tu nu vei permite niciodată neglijența, ceea ce îți poate anula toate eforturile. Lupta constantă de a menține o astfel de imagine este, în esență, o luptă cu tine, dar în final, ridică un individ din chiar baza societății până la înălțimile maxime. Tu știi să folosești secretul altor oameni în favoarea ta, nu vei greși niciodată când este posibil să-l dezvălui și când este mai bine să-l păstrezi cu tine. Tu ții pasul cu vremurile atât de mult încât, literalmente din zbor, prinzi esența schimbărilor care au loc. Un asemenea flerizbitor îți permite să fii cu autora unor evenimente. Ești adesea creator atât din punct de vedere social, cât și din punct de vedere tehnic, descoperirile tale de multe ori, rup secretului din numile cu adevărat interzise, astfel de calități îmi permis să văd în tine un adevărat arhitect al viitorului. Nu ești înclinată să-ți dezvoli adevăratele sentimente. Puțini oameni pot ghichi că în spatele aspectului zâmbitor se află natura filosofului, care este obișnuit să analizeze totul până în cele mai mici detalii. Cu toate acestea, nu suferi de complexe de inferioritate ascunse. Tu-ți cunoști foarte bine valoarea, iar pentru tine, practic, nu există pericolul de a cădea în depresie din cauza speranțelor neîmplinite, nu vei rata niciodată ocazia de a prinde norocul de vârful cozii, chiar dacă zboară prea departe de tine, te distingi față de alții nativi din leu prin astfel de trăsături speciale, ești fiabilă, încrezătoare, disciplinată, chic. Natura ta contradictorie puternică și mândră, este în concordanță cu sentimentalismul, nevoia de iubire și admirație. Tu la nivelul fizic nu ai nevoie doar de atenție, ci de dragoste pe margini, renunțare, sacrificiu și dorința unui partener de a se dizolva în interesele tale. Cum afectează data de 19 august soartata? Ești supradotată, foarte talentată. Norocul merge mereu cu tine prin viață, în tine există un farmec natural, îți este ușor să comunici cu absolută toți oamenii, în situații favorabile, te așteaptă un succes extraordinar, nu este dificil să realizezi ceea ce dorești, tu ai cereri mari asupra ta, ar trebui să te străduiești să te perfecționezi, să-ți perfecționezi abilitățile și să nu stai liniștită, aroganța și lăcomia ar trebui evitate. Pentru tine, este foarte important să atingi o anumită poziție socială în societate. Tu crezi că acest lucru este posibil dacă te deplasezi cu încredere pe scara carierei. Ai multe ambiții. Tu gândești totul până la cele mai mici detalii, îți este greu să greșești, e totul în serios, cu înțelepciune. Este foarte important pentru tine să ai o reputație impecabilă. Îți atingi ușor obiectivele datorită unui plan bine gândit și datorită propriilor eforturi. Mulți te consideră drept imprevizibilă. Ai o personalitate strălucitoare, extraordinară. Vederea ta despre lume este diferită de cea din jurul tău. Uneori, comportamentul tău este imprevizibil, există un mister în jurul tău, este dificil pentru cei din jur să ghicească ce te conduce. În cele mai multe cazuri, ceilalți nu au încredere în tine, considerându-te iresponsabilă, dar acest lucru nu este adevărat. Oricine se poate baza în totdeauna pe tine. Aceste lucru poate fi văzută doar în comunicarea strânsă. De dragul prietenilor și rudelor tale, ești pregătită pentru orice, chiar să te sacrifici. Nu poți fi numită egoistă, tu încerci să lucrezi pentru binele colectivului. Tu dedici multă timp autoeducării. Este foarte important pentru tine să deți cele mai noi informații, să știi despre ce se întâmplă în lume. Tu știi să colectezi și să sistematizezi informațiile, să le folosești în situația necesară, la momentul oportun. Datorită acestui lucru, nu există situații fără speranță pentru tine. Tu reușești să eviți greșelile. Uneori reușești să descoperi secretele civilizațiilor dar secretele altor oameni, le poți folosi profitabil pentru tine însăți. Tu știi exact când se le deschizi. Tu pari un om simplu, dar acest lucru nu este deloc adevărat. Ai o personalitate multifacetată, puternic dezvoltată, doar că îți maschezi cu pricepere sentimentele și emoțiile. Ești prea încrezătoare în tine însăți. Dacă ceva nu merge bine, pentru tine se transformă într-o adevărată tragedie. Nu-ți place să pierzi, nu încerci să sar peste ceea ce este permis, dar nu vei rata niciodată o șansă favorabilă care să-ți îmbunătățească situația socială și materială. Nu ești familiarizată cu depresia, deoarece nu construiești iluzii, dragoste și compatibilitate. Ai o personalitate strălucitoare, cu sete de iubire și experiențe noi. În relații intime, ești de încredere, pasională și generoasă, totuși, pentru a te simți cu adevărat fericită, trebuie să-ți hrănești permanent gol. prin urmare, partenerul trebuie să-și dovedească în mod constantă dragostea și devotamentul față de tine. Cea mai bună relație cu tine este formată cu semne controlate de elementul foc, leu, berbec și săgetător. Cea mai fiabilă este combinația cu gemenii care sunt luminoși, puternici și independenți, iar uniunea cu ei se bazează pe fundație cea mai solidă, interesele reciproce și capacitatea de a vă simți reciproc. De asemenea, perspective bune pot fi în relațiile cu balanța. Esteți sofisticați din balanță și tu ca un lider luminos în leu puteți crea deseori alianțe foarte benefice pentru ambele părți, o alianță puțin probabil să reziste este cu opusul absolut al tău, vărsătorul. Alianța cu vărsătorul este posibilă numai cu condiția ca acesta să se conformeze rolului sclavului, ceea ce un vărsător nu poate nici măcar imagina, dar să accepte. O alianță nu prea bună te așteaptă cu scorpionul și una nefericită cu taurul, ambele sunt semne fixe, unde perseverența și respingerea dați recunoaște domnia te vor îndepărta ușor. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Ai perseverență și voință puternică, știi să obții ceea ce ți dorești. Patronajul soarelui îți oferă energie și curaj. În tine există suficientă putere pentru toate. Ai sete de cunoaștere, ești gata să te îmbunătățești constant. Dragostea și prietenia sunt foarte apreciate de tine. Partea din spatea scenei, pentru tine este uneori mai importantă decât recunoașterea și gloria publicului. Ești foarte greu de gestionat, dar ca lider, te simți în largul tău. Conduci cu precepere, competență. Aceste lucruri îți permite să atingi obiective fără eforturi semnificative. Tu iubești să fii organizator. Domeniul de activitate nu este atât de important, activitatea organizațională contribuie la dezvoluirea talentelor umane, îți permite să-ți demonstrezi cele mai bune calități, ești carieristă, alegi singura cele zone de activitate în care creșterea poate fi rapidă și urci cu încredere scara corporativă, rău ar fi să nu visezi să devii rege al regilor, dacă creșterea carierei se încheie, atunci poți începe alta, te reorientezi rapid, te poți afirma în sport, creativitate, etc. Poți deveni un om de știință remarcabil, poți prezice ce se va întâmpla în viitor, deoarece ești atentă la ceea ce se întâmplă în prezent, sănătate și boli, pentru tine ar trebui să devină un obicei să te supui unui examen regulat la medicul de familie. Dacă nu planifici astfel de vizite în avans sau amâni în mod constant analizele și investigațiile funcționale planificate, bolile minore se pot dezvolta în cronice. Ție ți este dificil să plângi unui străin despre bolile tale, de aceea este deosebită de important pentru tine să stabilești un contact cu un medic în care poți avea încredere. Uneori suferi de boală înainte să fii gata să te supui unui regim strict? care include dieta și exercițiile fizice. În acest caz, după un tratament medical obligatoriu, trebuie să apelezi la ajutorul unui bun psihanalist care te va ajuta la depășirea dificultăților temporare, ca o sarcină obligatorie, dar nu greoaie, înotul este recomandat, pentru tine, mâncarea vegetariană este cea mai bună, dar ar trebui să apelezi la sentimentele tale pentru a te interesa. O atenție deosebită trebuie acordată problemelor stomacale, destinul și norocul, universul ți-a dăruit o natură intenționată, persistentă, o voință puternică, ți-a destinat succes, te-a înzestrat cu un farmec aparte, cu elocvență, diplomație, capacitatea de a fermeca pe ceilalți, tot ceea ce vei întreprinde, vei reuși, vei fi fericită și vei atinge înălțimi mari. Dar nu ți se recomandă să manifeste mândrie, aroganță, agresivitate, neglijarea oamenilor, există amenințarea de a pierde ceea ce ai câștigat, dacă vei urma calea răului, dacă nu-ți vei folosi talentele în folosul altora, te vei confrunta cu probleme și nenorociri. Sfaturi pentru tine, aroganța intervine adesea în activitățile tale profesionale și în viața personală cu mai mult realism multe probleme pot fi evitate. Nu ezita. De ce să te ascunzi atât de mult? Învață să fii mai deschisă. Deți adevărul? Ferește-te să pari prea moale. Stai la mijloc, nu lua partea nimănui. Ce cadouri ți se potrivesc? Pentru tine, abordarea este mai importantă decât orice. Darul trebuie prezentat, nu este predat, dat, înmânat și așa mai departe pentru ziua ta de naștere, tu ca o leoaică, regina fiarelor, îți place să accepti daruri, de preferință într-o atmosferă de solemnitate și teatralitate. Procesul ar trebui aranjat cât mai pompos posibil, florile într-un coș, oaspeții într-un semicerc, tu în centru, de preferință într-un fotoliu, cum ar fi un tron, pe care apoi îl poți părăsi ca respect pentru valoarea cadoului. Felicitarea este de dorit a fi ideal de mare, să aibă obligatoriu flori și litere aurite, să conțină mai întâi laude și aprecieri la adresa ta, și abia după aceea urarea în sine, darul în sine ar trebui să fie înfășurat în hârtie de aur, cu o butonieră imensă în loc de un ax sau scoci, nu poți face economii la cadouri pentru tine, cadoul trebuie ales într-un stil elegant și scump, evitând falsurile numai exclusiv și real. Pentru tine se potrivesc lucrurile pe care să te odihnești, doar tu nu te-ai născut să țin doi spatele. Cel care îți pregătește un cadou ar trebui să-și amintească că nu-ți plac tonurile plictisitoare, dar preferi cele luminoase, vesele. Vei accepta cu plăcere operele de artă pe care te consideri a fi cunoscătoare. Nicio bucurie nu se va vedea pe fața ta, primind, deși scumpă, o copie după un Rembrandt. Este mai bine o pictură a unei artiste de stradă necunoscut, dar unic. Dacă acest cadou este pentru o sărbătoare comună, de exemplu, anul nou, atunci ar trebui să ți se dea un cadou cât mai solemn posibil. Tu nu te plictisești niciodată de decorațiuni, dar nici de niște bijuterii, evident că din aur. Stilul tău este al lui al 16-lea. Luminozitate, pompă, aur, cel puțin aurit, nu trebuie uitat în colț, dar într-un loc proeminent, pentru a grava monograma ta. Tu ești foarte mândră de numele tău, așa că, dacă dăruitorul găsește hârtie de aur, pentru a imprima câmpul în care este numele tău, sau numele tău va fi tipărită de mai multe ori cu aur, atunci este imposibil să vezi un balsam mai bun pentru sufletul tău să ți se dea orice mizerie pe care este scris numele tău, o vei arde, iar darul își va găsi refugiul în cel mai proeminent foc. Florile de ziua ta sunt foarte potrivite. Orhide, trandafiri stacojite vor încânta. Vorbind despre bijuterii de aur, de preferință, trebuie comandate individual la un bijutier, ar trebui gravate cu inițialele tale. Telefoane, tablete. Numai cele mai recente modele și mărci de prestigiu, parfum, cosmetice, de la producători de renume. Același lucru este valabil și pentru haine și accesorii. Aceste elemente ar trebui să fie la modă, extravagante. Culoarea ar trebui să fie portocalie, roșie sau galbenă. Nu trebuie să uite care va de tratamentul pentru tine, pentru masa festivă îți va fi util un cadou ca o cutie elegantă de ciocolată, o sticlă de șampanie de marcă sau chiar un pachet de super delicatese de peste măr și țări. Un cadou preambalat din supermarket îl vei considera un comportament inadecvat, ba chiar un cadou jositor, ca pisică grațioasă, adori confortul și, prin urmare poți accepta o pătură de lux, o pernă elegantă. O pernă cu paiete sau o vază de flori strălucitoare nu te va mulțumi cu caracterul său practic, ci cu aspectul original. Dacă cineva nu este decis sau nu are nicio idee despre ce să ți da cadou, atunci problema poate fi rezolvată prin plasarea banilor într-un plic frumos colorat, vei decide pentru tine însăți ce să cumperi ca dar și apoi să-i spui despre asta. Nu vei uita niciodată valoarea darului și vei căuta să-l onoresc pe donator în egală măsură de ziua lui. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.